vă spun bun venit la nivelul 2 al aplicației. În nivelul 2 vom avea o strategie puțin diferită de cea folosită în nivelul 1. În nivelul 1, scopul nostru principal a fost să te ajutăm să fii consecvent în părtășia cu El. Vom continua acest lucru în nivelul 2, care se numește nivelul învățătorului. În acest nivel vom avea o serie de interviuri cu Wayne Jenkins și îți vom spune cum să împărtășești altora despre credința ta în Hristos. Pe măsură ce o să ai un timp de părtășie cu Domnul, știu că se va întâmpla ceva. Duhul tău va fi cuprins de entuziasm. Vei dori să faci ceva măreț pentru Dumnezeu. Așa că primul lucru pe care îl poți face este să împărtășești altora ce a făcut Hristos pentru tine. Vom avea, deci, același cadru, același format. Prima zi va fi un interviu. De la a doua până la a șasea zi vor fi devoționale text. A șaptea zi va fi un devoțional video. Vom parcurge materialele împreună, iar învățătorul tău va trece și el împreună cu tine prin aceste lucruri. Apoi vei interacționa și cu cei pe care i-ai invitat să ia parte la acest program de ucenicizare. Așadar, ai între 3 și 12 persoane pe care le-ai invitat să ia parte la studii. Ei vor trece prin nivelul ucenicului. Vei interacționa cu ei și în același timp vei continua să ai timpul tău devoțional, pentru că ne dorim să continui să crești în umblarea ta cu Domnul. Pe măsură ce ceilalți trec prin nivelul lor, se poate să aibă întrebări pe care ți le vor pune, iar dacă ai un răspuns, ajută-i, dacă nu, întreabă-ți învățătorul. De asemenea, există un loc în care poți face cercetare. Cei de care te ocupi pot pune întrebări sau o poți face chiar tu, iar motorul de căutare va căuta în baza de date cu informații și centrul de resurse. Și dacă s-a spus ceva referitor la acea întrebare, vei găsi un răspuns pentru ea. Asta te va ajuta. Nu trebuie să fii un gigant spiritual, nu trebuie să ai toate răspunsurile. Ești doar cu un pas înaintea ucenicului. Tu ai trecut prin același proces. Acum vrem să te ajutăm să-L împărtășești altora pe Domnul. Deci vor fi câteva lucruri pe care le vei primi și pe care nu le aveai la nivelul ucenicului ca temă de casă. Încă vei mai avea cele două întrebări: cum ți-a vorbit Domnul prin versetele biblice și cum ți-a vorbit Domnul prin devoționale. Apoi vei scrie textul de memorat. Vei continua să memorezi Scriptura. Iar suplimentar vor exista o serie de ocazii pentru tine de a-ți împărtăși mărturia personală, deoarece avem o sesiune pe această temă. Îi vei spune mărturia cuiva din grupul tău, o vei împărtăși în grup, iar apoi vor exista momente în care o vei împărtăși cu cineva din afara grupului tău. Deci vor fi și alte oportunități pentru tine. Noi sperăm că vei crește. Iar rugăciunea mea este ca tu să începi să-ți împărtășești credința și cu alții. Atunci vei începe să-L vezi pe Domnul făcând lucruri mari. Și între timp, vei rămâne consecvent în timpul tău cu Dumnezeu. Fii binecuvântat!